Bună ziua! Invitat astăzi alături de mine în studioul Puterea Știrilor este europarlamentarul Victor Negrescu. Bună ziua, domnule Victor Negrescu, și vă mulțumesc că ați revenit în studioul nostru. Bună ziua și bine v-am regăsit! Guvernul, am văzut că actualul guvern, Ludovic Orban, merge pe calea răspunderii, pe asumarea răspunderii. Tocmai a anunțat asumarea răspunderii pe pachetul de legi ale justiției. PSD, practic, are la dispoziție 3 zile, da, după această situație, pentru a depune moțiune de cenzură. Ce are de gând să facă PSD? S-au făcut calcule? Ce are de gând să facă PSD? În primul rând, guvernul PNL, în prezent, da, a adoptat această decizie de a-și asuma răspunderea pe o serie de pachete legislative, nu doar cele referitor la domeniul justiției, fără a susține și a participa la o dezbatere care, în mod normal, pe orice subiect ar trebui să aibă loc în Parlamentul României. Deci fără vot. Subiectele în sine, da, nu sunt subiecte controversate. Noi credem că am fi putut să le rezolvăm așa cum am rezolvat și altele, precum vârsta de pensionare pentru magistrați în Parlament. Atunci s-a rezolvat în câteva zile acest subiect și a fost scos din pachetul privitor la asumarea răspunderei. Și probabil că ar fi fost mai democratic, mai deschis să avem un dialog în Parlamentul României, în contextul în care avem un guvern care nu are o majoritate compusă doar dintr-un singur partid. Adică PNL, pentru a fi la guvernare, a avut nevoie de sprijinul altor 3, chiar 4 partide politice și, în consecință, poate ar fi fost normal față de acele partide să vină și să participe la o dezbatere reală în Parlament, nu să provoace Parlamentul în a depune o moțiune de cenzură sau a avea un alt tip de dialog care nu are legătură cu subiectele în sine. Acum, ce se va întâmpla? Ei vor veni cu acest pachet în Parlament. Parlamentarii vor evalua ceea ce se întâmplă, inclusiv la nivelul Partidului Social Democrat. În momentul de față, nu avem o decizie fermă cu privire la modul în care ne vom comporta. Respingem ideea aceasta să procedeze într-o această manieră, dar ceea ce scrie în texte nu este neapărat un lucru care ridică foarte multe semne de întrebare. Ne-am fi dorit totuși să avem o dezbatere în Parlament. Deci nu ne așteptăm și nu vom declanșa o moțiune de cenzură după această asumare de răspundere. Vom vedea cum va merge votul în Parlament și dacă acest guvern mai are majoritate, pentru că ei n-au discutat cu partenerii lor, cu cei care au adus la guvernare. Noi sperăm să nu fie un joc politic prin care PNL caută să identifice un țap ispășitor în Parlamentul României pentru a pleca de la guvernare, ca urmare a faptului că se vedește că nu sunt în stare oarecum să gestioneze guvernarea și mai ales să gestioneze bugetul țării. Deși am văzut că Marcel Ciolacu, noul președinte interimar al PSD, nu exclude varianta aceasta depunerii moțiunii de cenzură și sunt mai multe voci în Partidul Social Democrat care au susținut varianta. Sunt discuții, într-adevăr. Probabil că un subiect important pentru o moțiune de cenzură ar putea fi proiectul de buget. Am auzit pe liderul PNL, pe primul ministru Ludovic Orban, spunând că își va asuma răspunderea și cu privire la buget. Adică, practic, să nu este dezbatere, dialog în Parlamentul României, să nu este dezbatere la care să participe societatea civilă, autoritățile locale, patronatele, să vină pur și simplu cu un buget scris undeva în spatele ușilor închise la guvern și să-l asume în fața Parlamentului României fără să existe și alte puncte de vedere. Acest lucru, într-adevăr, mi s-ar părea inoportun. Și nu ar corespunde cu principiile democratice în care noi, cei din Partidul Social Democrat, credem. Și atunci, da, cu siguranță putem să avem o moțiune de cenzură bazată pe un subiect extrem de important și o moțiune de cenzură care, eu cred sincer, că ar putea să treacă dacă PNL va merge înainte cu acest buget nediscutat. Deci pe asumarea răspunderii pe buget ați merge pe moțiune de cenzură? Pentru că, într-adevăr, credem că un subiect precum acesta, referitor la bugetul țării, la modul în care cheltuim banii, la modul în care, da, încasăm banii la nivelul bugetului, acest lucru necesită o dezbatere reală. Pentru că parlamentarii sunt reprezentanții cetățenilor, ei pot exprima puncte de vedere, dar și în comisii, să știți, cum am spus și mai devreme, avem reprezentanți care participă, de la autoritățile locale, din partea societății civile, din partea patronatului, diferite puncte de vedere, asociații profesionale participă și ele și atunci împreună, din acea dezbatere, putem să facem corecturi în așa fel încât bugetul, de ce nu, să aibă o formă gândită de guvern, dar în final să aibă o variantă și o versiune care corespunde așteptărilor cetățenilor. Deci PNL are deschidere din partea PSD-ului. Că am văzut că sunt... Nu, pentru noi este important să avem o discuție despre buget. În momentul de față nu avem o astfel de discuție. Vedem că proiectul de buget prevede un deficit foarte mare, din nou
de 3,5%. Orban adică, tocmai anunța de 4% până la sfârșitul anului. Da, 3,5%, nu, dar mă refer pentru anul viitor. Adică ei deja gândesc bugetul pe anul viitor, gândit de ei, făcut de ei, cu un deficit peste limita de 3% recomandată de instituțiile europene. Adică eu nu înțeleg chestiunea aceasta. Dacă totuși avem aceste criterii, ar trebui să le respectăm. Mai mult decât atât, pe vremea în care Partidul Social Democrat era la guvernare, PNL tot timpul atrăgea atenția asupra riscurilor ca PSD să depășească ținta de deficit, ori în guvernările PSD nu am depășit niciodată ținta de deficit. Ei o fac sistematică și asumă lucrul acesta. Și ce înseamnă această țintă de deficit excesivă? Înseamnă, în primul rând, așa, degradarea României la nivelul agențiilor de rating, ceea ce înseamnă mai puține investiții străine în România, înseamnă o decredibilizare a economiei românești și probleme pentru leu, adică creșterea euro și, în consecință, și creșterea dobânzilor pentru cei care au împrumuturi, înseamnă, de asemenea, o îndepărtare de un proiect foarte important, aderarea la zona euro. Adică să aderi la zona euro trebuie să ai stabilitate, inclusiv stabilitate bugetară, și practic avem 2 ani consecutiv, vom avea 2 ani consecutiv sub PNL, unde avem un deficit de peste 3%, ceea ce ne va îndepărta foarte mult de acest obiectiv, care eu cred că e un obiectiv pe care l-am propus de mulți ani. Da, da, ne-am asumat cu toții. A existat la un moment dat un proiect, un program discutat cu toate partidele politice și cu administrația prezidențială. A fost toată lumea de acord că avem un calendar de asumat împreună cu Banca Națională a României și pentru asta prima regulă este să mențin deficitul sub 3%. Ori ei nici măcar acest obiectiv european nu îl respectă. Deci riscurile sunt foarte mari și noi trebuie să reacționăm atunci când vedem o astfel de greșeală. E o greșeală pe care actualul guvern o comite planificând un buget fără discuții și fără dezbateri reale cu toată lumea. Deși asumarea pe buget ar fi foarte complicată, pentru că am văzut în Constituție că, practic, articolul 138 susține faptul că trebuie supus separat aprobării Parlamentului, nici de cum prin asumare. Adică e puțin cam complicată ecuația aceasta a asumării răspunderii pe buget. O să folosesc un cuvânt mare. Când avem lucrurile scrise în lege și în Constituție, noi trebuie să le respectăm. Asta înseamnă statul de drept. Statul de drept presupune respectarea principiilor prevăzute în legislația României și mai ales la nivel constituțional. Da, noi vedem că în cazul PNL-ul, în cazul dreptei românești, ei tot timpul așa pot trage de legi, în stânga, în dreapta, în funcție de propriul lor interes, ceea ce nu este normal. Aceeași dezbatere are loc în prezent cu privire la modul în care vom vota anul viitor aleșii locali. Un tur sau două tururi. În primul rând, cine a introdus acest mecanism? PDL-ul, majoritatea PDL-iștilor sunt astăzi în PNL. Ei au venit cu ideea asta cu un singur tur, au ținut foarte mult la chestiunea aceasta. Pe care acum vor să... Da, acum vor să schimbe. Noi de la PSD nu, suntem deschiși către orice, dar dacă spune acolo că nu ar trebui să facem lucrul ăsta, mai ales atât de aproape de alegeri. Avem o recomandare a Comisiei de la Veneția să nu schimbăm atunci când mai avem mai puțin de un an până la alegeri. Avem o decizie a Curții Constituționale din România care spune că nu trebuie să schimbăm când avem mai puțin de 6 luni. Haideți să le respectăm, adică Comisia de la Veneția nu mai este importantă astăzi pentru PNL. Eu știam că era foarte importantă lunile trecute. Pentru mine a fost mereu. Tot timpul am luat poziții în acest sens. Mi-ar face plăcere ca cei de dreapta să respecte ceea ce au spus înainte să ajungă pe aceste funcții importante. Dar ce ar schimba trecerea la două tururi de... În primul rând este la alegerile locale. E foarte importantă întrebarea dumneavoastră, pentru că, în primul rând, e vorba de un principiu democratic. Nu schimb regulile în timpul jocului. Asta înseamnă stat de drept, asta înseamnă să fie o democrație stabilă. În al doilea rând, da, două tururi, cred eu, da, că conform calculilor PNL, le-ar permite lor să aibă o asociere de partide de dreapta care să candideze împotriva candidatului PSD în cel de-al doilea tur. Practic, ce se întâmplă astăzi? USR, PNL, PMP și celelalte partidulețe de dreapta nu sunt capabile să vină cu candidați comuni. Nefiind capabili să vină cu candidați comuni, ei nu reușesc să adune suficiente voturi cât să câștige primăriile și consiliile județene la următoarea alegeri locale și atunci, practic, provoacă această asociere în două tururi. Repet, nu avem ceva împotriva acestei chestiuni. Nu ne este teamă, dar totuși de ce să schimb regulile în timpul jocului? Și noi puteam să facem același lucru în trecut, în diferite momente, nu? Puteam să schimbăm modul în care alegem europarlamentare, îi făceam pe regiuni și atunci nu mai eram trași în jos de anumite regiuni sau de votul din diaspora. Puteau să aibă ei un europarlamentar al diasporei. Deci puteam face tot felul de lucruri, de trucuri de genul acesta
Dar asta nu înseamnă democrație. Democrația înseamnă reguli și nu schimb regulile pentru tine și în interesul tău electoral. Eu sper ca cetățenii să condamne acest tip de fenomen și să îl condamne mergând la vot, votând împotriva astfel, unor astfel de tertipuri pe care PNL astăzi le are de gând să le facă. Care mai este situația în Partidul Social Democrat? Avem o nouă conducere interimară, cei drept, până la congresul din februarie, 29 februarie. Cum este viața după Viorica Dăncilă? Viața după, după două alegeri, două momente electorale dificile, nu este simplă la nivelul Partidului Social Democrat. Trebuie să găsim acele direcții care să ofere claritate celor care ne-au susținut în trecut, să revenim la scorul din 2016, să deschidem partidul către noi oameni, noi persoane, să le acordăm importanță membrilor și simpatizanților care au fost alături de noi. În prezent au loc foarte multe discuții privind orientarea aceasta, inclusiv ideologică. Eu am lansat recent în spațiul public o propunere, ideea aceasta de a opta pentru o socialdemocrație modernă, europeană, spre un curent progresist care a adus la victorii electorale importante pentru stânga peste tot în lume, că vorbim recent de primul ministru finlandez, da? O tânără de 34 de ani, iată, care ocupă o demnitate importantă, da? E un tip de model care a adus la victorii electorale. Da? Asta înseamnă o direcție asumată. Eu cred că astăzi are acest partid nevoie mai mult ca oricând de o reformă reală, nu de o dublă măsură, una spunem, alta facem, și să facem ceea ce spunem până la capăt. Cred că este loc pentru toată lumea, dar trebuie să fim extrem de preciși în ceea ce ne dorim pentru a recâștiga încrederea cetățenilor și a obține o victorie, sper eu, la alegerile locale și parlamentare de anul viitor. La ce vă referiți când spuneți reformă reală? Păi, în primul rând, să avem o direcție ideologică, adică trebuie să ne asumăm că suntem de stânga. Să revenim la un discurs pro-european. Înseamnă să punem în prim planul... Abandonat PSD discursul pro-european? Eu cred că, din păcate, l-am abandonat. Ne-am îndepărtat de acest tip de mesaj, poate preferând să ne concentrăm pe alte direcții, și s-a dovedit că a fost o direcție greșită pentru partidul care a dus România în Uniunea Europeană. Adică e o chestiune așa puțin incoerentă. Duci România în Uniunea Europeană și NATO și tu ești cel care te îndepărtezi de acest tip de discurs, deci nu merge. Noi trebuie să fim ceea ce oamenii se așteaptă de la noi. Asta înseamnă în primul rând, dar înseamnă de asemenea să ne reformăm structurile, modul în care e organizat acel comitet executiv din care fac parte liderii noștri locali, trebuie să aibă o nouă conotație, să fie mai reprezentativ cu aleșii noștri locali și să fie un for de dezbateri publice, nu doar un loc unde apar informații pe surse. Trebuie să avem de asemenea un birou permanent național unde avem oameni care sunt profesioniști, câte un vicepreședinte pe fiecare domeniu, care cunoaște foarte bine acel tip de domeniu, și cred că trebuie să punem în prim planul acțiunii noastre politice pe liderii aceia care sunt cei mai credibili, care au reputația cea mai bună, care sunt cunoscuți pentru pregătirea lor și care, evident, pot recâștiga încrederea cetățenilor și mai ales recâștiga o identitate foarte importantă. PSD a fost în trecut partidul profesioniștilor, experților, și eu aș vrea să revenim către această direcție extrem de importantă. Sper ca să găsim împreună resursele să ne asumăm această direcție și această nevoie de reconstrucție. Cum ar trebui să arate noul lider al partidului? Avem acum un lider interimar, domnul Ciulacu, dar la congres vom avea unul de drept. Cum ar trebui să arate? Am văzut, l-am avut pe Mihai Tudose, am avut pe domnul Grindeanu, am avut-o pe doamna Viorica Dăncilă, domnul Dragnea. Cum ar trebui să arate viitorul președinte al Partidului Social Democrat? Și poate premier, cine știe. Și poate premier, de ce nu? Da. Viitor. În primul rând, da, cred că ne trebuie un lider care este capabil să asculte pe toată lumea, care e capabil să țină partidul unit, foarte important, capabil să deschidă partidul către noi coaliții, noi alianțe și să aducă alături de noi și sindicatele, și patronatele, și societatea civilă, pentru a ieși din izolare. Asta e foarte important. De asemenea, trebuie să ieșim din zona aceasta, da, de izolare europeană. A fost o realitate. Partidul trebuie să fie mai mult în contact cu partenerii europeni și mai ales ne trebuie un lider care își asumă o direcție clară. Deci nu o dublă măsură, ci o direcție clară pentru acest partid. Chiar dacă poate unii se vor supăra, este important ca acest partid să știe încotro merge, cu o viziune foarte clară despre România și despre ce înseamnă stânga românească. Acum nu avem candidați anunțați, probabil că după sărbători o să fie unul sau mai mulți
doritor pentru funcție. Ar fi bine să fie mai mult sau să fie unul? Eu cred că tot timpul este util să avem o dezbatere. Dar una reală, una deschisă, una și cu constructivă. Mai mulți candidați. De ce nu? Chiar dacă probabil la unul dintre aceștia va ieși câștigător, e important pentru noi să avem o dezbatere reală în interiorul partidului și ca după acel congres să reușim să lucrăm cu toți împreună, chiar dacă poate cu ocazia alegerilor interne vor exista tot felul de intervenții, dispute și discuții. După alegeri trebuie să ne concentrăm pe momentele electorale care urmează. Ne apropiem de sfârșit de an. Cum iese Partidul Social Democrat din 2019? Am avut două tipuri de alegeri. Am avut alegerile europarlamentare și cele prezidențiale, unde PSD-ul nu a stat chiar așa roz. Cum ați cataloga toată activitatea, toată traiectoria PSD-ului din acest an? Aș putea spune că Partidul Social Democrat iese din 2019 extrem de gânditor. În sensul în care, clar, da, există discuții în interior, avem un proces de reflexie cu privire la ce s-a greșit și la ceea ce urmează. Da, n-a fost un an simplu pentru Partidul Social Democrat. Am pierdut guvernarea, am pierdut alegerile europene și am pierdut alegerile prezidențiale. N-am reușit să ne revenim după momentul alegerilor europarlamentare, n-am reușit să venim cu o nouă viziune, am fi putut face lucrul acesta și da, am pierdut puțin așa din identitatea noastră și din electoratul moderat care în trecut ne-a sprijinit. Eu cred că trebuie să ne gândim la toate aceste lucruri, să le înțelegem. Niciodată cetățenii nu sunt de vină. Noi, cei implicați în politică, suntem de vină pentru ce s-a întâmplat, cu toții, la nivelul Partidului Social Democrat, dar trebuie să fim suficient de modești încât să ne recunoaștem greșelile pentru a merge înainte. Pentru că există un risc, riscul ca dreapta să se impună din ce în ce mai mult în România, cu politici antisociale, cu politici care reduc drepturile cetățenilor și care abuzează de ce înseamnă textul legii. Și în consecință Partidul Social Democrat trebuie să își revină. România are nevoie și de stânga și de dreapta, are nevoie de această dezbatere și eu cred că în prezent mai mult ca oricând are nevoie de un partid de stânga care să pună în prim plan creșterea bunăstării pentru cetățenii români. Care a fost cel mai greu moment pentru PSD în 2019? Din perspectiva dumneavoastră? Este dificil de găsit un singur moment, dar cu siguranță seara la anunțarea rezultatelor, atât alegerilor europarlamentare, cât și rezultatelor din cel de-al doilea tur, ambele momente sunt în egală măsură momente dificile. Pentru că, pe de-o parte, nu au fost rezultate care ar fi putut fi anticipate, dar se știa că poate lucrurile nu merg suficient de bine, dar poate nu la nivelul acela. Și cel mai greu a fost, evident, să găsești ulterior resursele pentru a merge înainte și a spera că partidul își va reveni. Dar, în fine... Primul șoc a fost la europarlamentare, când a doua zi, inclusiv președintele partidului a fost încarcerat. Evident, după fiecare zi urmează o altă zi, așa că trebuie să iei lucrurile într-o manieră cât se poate de constructivă și să privești în viitor. Dar eu cred că sunt multe lecții din care Partidul Social Democrat poate învăța. Sper să învețe și celelalte partide și sper ca celelalte partide care astăzi au puterea să nu devină arogante. Noi vedem prin atitudinea lor, cel puțin din ultimele săptămâni, că au impresia că ei, de fapt, sunt stăpânii României. Nu este vorba despre asta. Și o spun cu toată deschiderea. Eu am fost cel care a spus public, inclusiv atunci când colegi din partidul meu poate au fost prea departe de cetățeni, au fost prea aroganți. Foarte deschis. E o beție a puterii, aș spune. Da, putea spune lucrurile. Pe care toate partidele, când ajung la putere, au. Acum că ține mai mult, că ține mai puțin. Din nefericire. Se pare că la PNL a început foarte repede această beție și a puterii. Dar, sincer, trebuie să înțelegem că democrația are reguli, trebuie să ne respectăm, trebuie să nu creștem nivelul agresivității din spațiul public. Mă uitam zilele acestea chiar de curând situația cu Arafat. Înțeleg că PNL dorește să-l schimbe din funcție pe domnul Arafat. Sunt argumente și pro și contra,
Dar faptul că a escaladat acel tip de discurs a condus ca dânsul să fie agresat verbal da, pe stradă, ceea ce n-ar trebui să se întâmple. Totuși este un om care e un bun specialist, lucrează într-un domeniu, a făcut și lucruri bune și lucruri mai puțin bune, dar faptul că s-a escaladat discursul agresiv în spațiul public a condus la ceea ce i s-a întâmplat lui. Și eu cred că trebuie să ne calmăm așa un pic, mai ales unii, eu cred sincer, de la PNL, care tot arată cu digitul PSD-iștii și ridică tonul atunci când nu trebuie, pentru că România are nevoie de stabilitate și de un dialog politic foarte, foarte coerent și mai multă maturitate pentru a putea să facem ce ne-a propus cu toții, ca românii să o ducă mai bine. Ce greșeli a făcut Partidul Social Democrat în 2019 pe care nu ar trebui să le mai repete în 2020 din perspectiva dumneavoastră? Cred că principala dificultate a fost să menținem partidul deschis. De fapt, partidul, în opinia mea și a multor colegi, s-a închis prea mult în jurul unui cerc de colegi și acest lucru ne-a condus la aceste rezultate. Am pierdut contactul cu partenerii din Parlamentul României, am pierdut contactul cu societatea civilă, cu sindicatele, cu patronatele, cu partenerii europeni. Și eu cred că din asta trebuie să învățăm. Adică chiar dacă nu împărtășești opiniile tuturor sau acelor parteneri, chiar dacă poate ai dreptate, este important să menții mereu o cale de dialog. Și cred că aceasta este principala greșeală pe care Partidul Social Democrat a comis-o și pe care sper să o rectifice pe viitor. Așteptări pentru 2020? Încă un an electoral. Două rânduri de alegeri, din nou, locale și parlamentare. Ce așteptări aveți de la următorul an? De la partid, spuneți dumneavoastră, nu? De la partid. De la partid. Îmi doresc ca Partidul Social Democrat să redevină un partid asumat de stânga. Sper eu un partid progresist, un partid pro-european, de care membrii și simpatizanții noștri pot fi mândri și despre care pot vorbi cu lejeritate, cu prietenii pe stradă, cu colegii, pentru că despre asta este vorba. Îmi doresc ca partidul să facă o reformă reală care să aducă un rezultat electoral bun la alegerile locale și parlamentare. Ce înseamnă și mai ales, un rezultat bun? Partidul Social Democrat e obișnuit să fie pe primul loc. Și eu sunt de foarte mult timp în Partidul Social Democrat și trebuie să recunosc. Eu nu pot accepta altceva decât primul loc. Și în consecință este important pentru noi să avem o viziune. Adică nu e suficient doar să ne dorim să avem primari. Primarii noștri să aibă o viziune pentru comunitățile lor. Nu e suficient să ne dorim doar să avem mai mulți parlamentari. Fiecare parlamentar trebuie să aibă un proiect al său personal, în echipă cu toți ceilalți, cu care să vină în viitorul parlament al României. Deci despre asta este vorba. O profesionalizare reală a partidului, care să conducă, de ce nu poate, la o profesionalizare a vieții politice din România, care, din nefericire, duce lipsă de profesioniști. Mă uitam și s-a tot timpul la ce se întâmplă în guvernul actual, că au pus tot felul de persoane care nu au pregătirea suficientă pentru a ocupa acele demnități, rude, prieteni, fini. Da, PNL face o greșeală extrem de mare, pe care și PSD a făcut. Dar eu aș vrea să fim primii care dăm o altă direcție și arătăm că se poate face politică și fără aceste, cum să spun, aceste ocolișuri care nu și-au rostul în politică. Are de gând Partidul Social Democrat să se apropie mai mult de tineri? Partidul Social Democrat, pentru a supraviețui, are nevoie de a se apropie de tineri. Sunteți un tânăr europarlamentar. Cum facem să-i atragem pe tineri? În primul rând, eu cred că Partidul Social Democrat trebuie să le dea o oportunitate tinerilor din Partidul Social Democrat să fie mai vizibil. Avem foarte mulți colegi parlamentari, cel mai mare număr de tineri parlamentari sunt în Partidul Social Democrat. Și inclusiv primari, avem primari tineri în multe comunități, trebuie să-i vedem pe acești oameni. Trebuie să-i vadă România întreagă, pentru că sunt tineri capabili, bine pregătiți și ei pot arăta că există într-adevăr profesioniști tineri de stânga în România. Deci puterea exemplului contează foarte mult. De cealaltă parte, trebuie să ne asumăm o serie de direcții și de proiecte extrem de coerente pentru tineri. Nu mă refer aici doar la proiecte sociale, în care evident cred și eu, ci mă refer la tot ce înseamnă dimensiunea de libertăți. De exemplu, eu am susținut și sper să-mi convin colegii să susținem o chestiune extrem de importantă. Ca orice tânăr din România să poată candida la o funcție publică începând cu vârsta de 18 ani. Ori astăzi nu se întâmplă lucrul ăsta. Pentru a fi consilier local există o barieră,
undeva la 21 de ani, pentru a fi deputat să ai 23 de ani, pentru a fi senator, cred că 33. Dar eu nu înțeleg lucrul ăsta. Dacă ai dreptul de la 18 ani să votezi, să ai dreptul să și candidezi. Asta nu ai maturitatea necesară? Asta nu înseamnă că te va vota lumea automat. Dar eu cred că e important să le dai tine o speranța că pot conta în decizia publică și mai mult decât atâta să le poate reprezenta o primă candidatură pentru ei, poate chiar necâștigătoare, cum să spun, o experiență utilă în cariera lor politică sau în altă carieră pe care doresc să o adopte. Și astăzi vedem foarte mulți tineri de succes. Vorbeam mai devreme de primul ministru din Finlanda, da? 34 de ani, cel mai tânăr prim-ministru din lume. Vedem de asemenea pe acea tânără care a făcut campania pentru mediu, care chiar mai recent este pe coperta Times, da? La o vârstă foarte fragedă, schimbă lumea. Deci eu cred că tinerii pot schimba lumea, poate nu o pot face imediat, dar trebuie să le dăm tinerilor din România și tinerilor români din diaspora speranța că ei pot schimba lucrurile, oferindu-le, deci nu, o platformă pentru a participa la viața publică și de acolo o să venim cu tot felul de alte idei despre care, evident, o să mai vorbim, pentru că chiar am câteva idei despre care o să vorbim în perioada următoare pentru tine și nu doar pentru tine, ci pentru o participare mai largă la viața publică din România. Dar de ce ar trebui tinerii să intre în politică? Un mesaj pentru ei, că tot ne urmăresc. Sigur. De ce ar trebui la dumneavoastră, poate pe cuvântul dumneavoastră, să intre în politică? Da, un tânăr trebuie să intre în politică, în primul rând, dacă dorește să schimbe ceva. Eu fac politică pentru a schimba anumite lucruri. La experiența mea personală m-a condus la momente, da, și mai puțin fericite. Să văd cum e tratat o persoană într-un spital din România. E tratată viața, efectiv. Și mi-aș dori să schimb lucrurile acestea. Adică pentru mine e foarte important să schimb ceva în sănătate, în educație, sunt două direcții importante pentru mine, pentru a crește calitatea în ambele domenii. Pentru asta fac politică, nu pentru un salariu, nu pentru altceva. Și dacă tinerii au lucruri pe care vor să le schimbe în bine, pe care le văd pe stradă, pe care le văd la locul lor de muncă, atunci se implice, pentru că nimeni nu o va face pentru ei. În România se implică prea puțini oameni. Doar 3% din români se implică în structuri asociative în România, fie partide, fie alte forme de asociere. Ori este prea puțin. Adică nu avem alternative în interiorul partidelor, pentru că nu participăm. Și tinerii trebuie să fie cei care trebuie să dea glasul unui, da, nou entuziasm pentru viața politică din România, așa cum se întâmplă în alte țări. Și chiar cred că pot schimba lucrurile. E singura cale și eu cred că și tinerețea îți permite uneori să fii un pic mai visător, să ai mai mult elan, mai multă energie, mai mult curaj și trebuie să profităm de aceste aturi ale vârstei pentru a ne implica și a căuta să schimbăm lucrurile. Să vedem dacă i-ați convins pe tinerii noștri cititori. Eu vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră alături de noi și ca de fiecare dată vă așteptăm cu mare drag. Cu drag.